Hei, bună ziua! Ce faci? Bine, dar cine sunteți? Suntem misionari. Și ce faceți voi? Mergem la biserică. Care biserică? Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zărășul. Vrei să mergi cu noi? Sigur. Bine, hai să mergem atunci. Și cum te cheamă? Mă numesc Diana. Și pe voi? Mă numesc Caden. Și mă numesc Dawson, dar pentru 2 ani de zile avem un titlu pe care îl folosim ca și misionar. Deci, eu sunt Elder Ogilvie. Și eu sunt Elder Johnson. Și de unde sunteți? Amândoi suntem din America și eu sunt din Nevada. Și eu sunt din Kentucky. Super, deci cum ați învățat limba română? Am învățat vorbind cu oamenii. Și bine, suntem aici! Wow, ce frumos! Și când a fost construită această biserică? Cred că 2005? Wow, interesant! Și voi de cât timp sunteți aici în România? Am ajuns în ianuarie. Și am ajuns acum o lună. Foarte tare! Și uite, suntem aici. Hai să mergem în interiorul bisericii. Ok! Misionar! Hei, salut! Ce faceți? Suntem foarte bine și tu? Minunat! Mă bucur! Și uite, ne-am făcut o prietenă nouă. O cheamă Diana. Bună, Diana! Bună ziua! Și Razvan este președintele ramurii noastre aici în Brașov. Avem o lecție chiar acum, dar o să ne întoarcem mai târziu. Și dacă vrei, poți să stai cu Razvan. Ok, mersi! Ok, deci misionarii au menționat că sunteți președintele acestei ramuri. Ce înseamnă o ramură? O ramură este un grup de oameni cu crezuri comune care se strâng în acest loc în fiecare duminică pentru a învăța, dar și pentru a mărturisi despre Salvator. Foarte tare! Și ce responsabilități ai ca și președinte? Bună întrebare! Dar poți să-mi spui, Răzvan, ca și președinte de ramură, prezidez asupra acestei ramuri, supraveghez munca de salvare și exaltare, dar și ajutorarea celor în nevoie. De asemenea, supraveghez finanțele și înregistrările, dar și activitatea din această capelă. Dar cea mai mare responsabilitate sunt generația care se ridică, cât și tineri adulți necăsătoriți. Foarte frumos! Dar cine cântă? Hai să vedem! Oh, hei, ce faceți? Bine, cântăm la pian! Noi suntem surorile misionare și eu mă numesc Sor Barrett. Și eu mă numesc Sor Ellis. Îmi pare bine! Pentru ce ați exersat? Avem de pregătit un imn special pentru duminica aceasta. Când țineți slujba? La ora 10. Și avem alte activități. Vrei să vezi și cărția din spate? Sigur că da! Hai! Oh, hei, aud pe cineva care se joacă afară. Cine e? Câțiva dintre tinerii noștri. Hai să facem cunoștință cu ei. Ok! Bună! 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 Avem o prietenă nouă. Ea este Diana. Bună! Deci, voi faceți multe activități aici? Avem seara de jocuri în fiecare sâmbătă la ora 5. Vrei să vii? Da, sună foarte distractiv. Deci, aceste activități sunt doar pentru membrii de aici? Nu, toți sunt membrii aici. O să mă duc să iau niște apă la biserică. Vrei să vii cu noi să vezi biserica? Da, sigur. Cum vă cheamă? Radu Stoica. Și sunteți membru? Da, sunt membru. Și de cât timp? De 20 de ani. Și de ce este important ca voi să veniți la biserică? Mă ajută să mă deconectez de lucrurile cotidiene și în același timp mă ajută să mă conectez cu Dumnezeu. Mă ajută să fiu un tată mai bun, un soț mai bun și un om mai bun în general. Da, înțeles, foarte frumos! Haide! De fapt, am să-ți prezint familia mea. Aici este Amelia. Bună! Soția mea și fetița noastră cea mică, Eliza. Spune bună, Amelia! Bună! Hei, pe tine cum te cheamă? Sunt Dominica și sunt din Polonia. Wow, și de cât timp stai aici în România? Stau aici de 5 ani acum. Wow, și voi ce faceți în toate camerele astea? Avem clase pentru fiecare vârstă, primara pentru copii și avem și școala de duminica pentru adulți și tineri. Wow, foarte frumos! Bună! Bună! Oh, bună! Voi ce faceți? Foarte bine! Tocmai am avut o lecție. Și despre ce ați discutat? Despre botez, de fapt. Și putem să-ți arătăm bazinul de botez de aici. Ok. La ce vârstă vă botezați? 8 ani. Mm-hmm. Bune! De ce 8 ani?
De fapt, avem un verset care explică foarte bine. Versetele 10 și 11. Ok. Iată, spun eu ție că voi trebuie să propovăduiți lucrul acesta, pocăință și botez pentru aceia care sunt responsabili și capabili să păcătuiască. Da, învățați-i pe părinți, cum că ei trebuie să se pocăiască și să fie botezați și să se umilească, la fel ca și pruncii lor, și atunci ei cu toții vor fi salvați împreună cu pruncii lor. Și pruncii lor nu au nevoie de nici o pocăință și nici de botez. Iată, botezul este pentru pocăință, pentru înfăptuirea poruncilor, pentru iertarea păcatelor. Wow, foarte interesant! Puteți să-mi explicați cum faceți botezul? Cu siguranță! Noi facem botezul cum Iisus Hristos l-a făcut. Prin scufundarea în apă, de către un preot autorizat să facă botezul. Wow, foarte interesant! Dar acea carte ce este? Aceasta este Cartea lui Mormon. Un Alt Testament al lui Iisus Hristos. Și ce conține? De fapt, există o poză aici care explică foarte bine. Evenimentul suprem din Cartea lui Mormon este slujirea personală a lui Iisus Hristos în America străveche, curând după învierea sa. Wow, ce tare! Cum pot să învăț mai multe despre această carte? Poți ai cartea asta, dacă vrei. Ok, mulțumesc! Cu plăcere! Poți să vii la biserica duminică? Da, ar fi minunat! Cred că voi fi acolo atunci. Bine, ne-ar face plăcere să ne vedem! Ok, mulțumesc mult pentru ajutorul vostru și ne vedem duminică! Da, bine, ne vedem! Ok, pa, pa! Pa!